În momentul în care a ajuns să viceprimar, Daniel Juravle a devenit jucător pe piața criptomonedelor. Avea după câteva zile 17 tipuri de monede virtuale. După un an, juca pe 4 platforme și avea 45 de tipuri de criptomonede. Are un tip de astfel de monede care acum valorează 3.300 de dolari. Am 45 de bucăți, deci 45 de bucăți valorează 3.000 și ceva de dolari. Și la un moment dat au valorat, cred că, undeva la 30.000 de dolari în cursul anului trecut. Cu toate acestea, eu am ales să nu monetizez activul la momentul respectiv și am rămas cu el în portofelul meu virtual. A și pierdut. În urmă cu o lună avea criptomonede de la Luna, care valorau 10.000 de lei. În câteva ore, totul s-a năruit. Leul a fost o nebunie acum 3 săptămâni în urmă, o lună de zile, când, știți prea bine, piața cripto a început să sufere o corecție foarte, foarte importantă, foarte mare, bruscă, cu criptomoneda Luna. Am avut destui bani investiți în Luna, cred că aproximativ 10.000 de lei și în decurs de 48 de ore, cred că a ajuns la sub un leu valoarea unei criptomonede. Daniel Juravle spune că este un risc investiția în moneda virtuală. Trebuie să o faci cu mare atenție. Există un risc și tot timpul trebuie să investești doar ceea ce îți permiți să pierzi. Eu am investit la salariu 600 de lei în fiecare lună în criptomonede, dar am făcut foarte multe investiții în a cunoaște procesul, în a cunoaște moneda virtuală care ar avea șanse să crească într-un timp scurt sau lung, depinde ce planul de financiare ai tu. Nu joacă pe o singură platformă, ci pe patru. Am patru platforme unde tranzacționez. Și să mergem și să zicem că luăm Polygon. Am cumpărat 1000 de Polygon pe 10 februarie 2020, care valorau 484 de RON. Atâta valorau atunci. Deci eu atât am dat pe 1000 de Polygon. Acum, în total, ele valorează 2110, dar la un moment dat au valorat 5770 sau mai mult. Au valorat și 20.000 de lei, ăștia 1000 de Polygon. Viceprimarul Daniel Juravle spune că nu este deloc ușor să joci pe piața criptomonedelor, mai ales dacă aceasta este lovită la un moment dat de o scădere bruscă a unei monede virtuale. Dimineața de la 6 la 7 și seara de la 10 la 11, cam două ori pe zi. Dar de multe ori când graficele spun că la un anumit moment al zilei o criptomonedă s-ar putea să scadă și se întâmplă noaptea, de obicei între orele 2 și 4, am avut acest exemplu cu o criptomonedă, Phantom, care scădea cel mai mult în intervalul orar 2 dimineața, 5 dimineața. Și atunci, dacă graficele spuneau că la un moment al nopții era un moment bun să cumperi, pentru că era destul de jos prețul, îmi puneam ceasul la sunat, mă trezeam și achiziționam. Chiar dacă este un atent jucător pe piața de criptomonede, viceprimarul Daniel Juravle nu se dovedește un bun administrator când vine vorba de moneda reală. Nu are niciun leu economisit. Asta chiar dacă în ultimii 2 ani, de când este prezent în viața publică, a câștigat peste 350.000 de lei. Ce a făcut cu banii? Dacă a stat cu banii la șosetă, tot ar trebui să-i pună în declarația de avere cei peste 5.000 de euro, trebuie declarat? Nu. Cred că la calculul pe care l-ați luat dumneavoastră, v-ați uitat la valoarea, ați crezut că criptomonedele pe care le am eu în declarația de avere, practic este valoarea de achiziție a lor. Ori nu, criptomonedele au valoarea la momentul în care eu am completat declarația de avere. Sunt criptomonede pentru care eu am cheltuit 200 de lei și valoarea lor de piață în momentul de față este probabil 2.000 de lei sau 5.000 de lei. Și probabil de aici e posibil să fie o diferență. O diferență, spune Daniel Juravle, apare și deoarece ar fi trecut pe declarația de avere de anul trecut sume pe care nu le-a mai câștigat. În 2021, când am ajuns consilier local, am pus toate veniturile la zi. Așa am considerat că este normal să am trecut în declarația de avere transparent tot ce am făcut în anul respectiv din punct de vedere al salariului sau al veniturilor.
Și l-am trecut și în acest an. Mi se pare absolut, absolut normal. Dar nu ați mai câștigat. Nu, nu, sunt aceiași bani de anul trecut. Da. Adică i-am trecut și a doua oară ca lumea să știe. În declarație de anul trecut, dacă observați, cred că am și pus între paranteze aferentă anului 2021 și am pus și perioada iunie-februarie. În timp ce criptomonedele lui Daniel Juravle valorează peste 50.000 de lei, în conturile de economii, viceprimarul a declarat că are mai puțin de 400 de lei.